pentru mine asta a fost cea mai limpede explicație că eu nu sunt corpul meu, așa cum am zis, așa cum m-a învățat maestrul meu de Theta Healing, Dorin Roman, că nu sunt corpul meu, ci sunt energie. Deci dacă n-am energie, dacă n-am vibrație înaltă, dacă n-am această frecvență în mine, eu nu sunt nimic, nu am viață, nu se dezvoltă în mine niște microorganisme care mă fac să nu mai, să nu mai trăiesc. Ești un fel de energie împachetată, dar împachetată atât de frumos, structurată. Trebuie să știi că dacă am putea să ne vedem corpurile subtile, suntem superbi, da? Aura noastră este extraordinară. A tuturor este extraordinară sau diferă de la... Noi trecem prin diverse stadii. Nu există un om cu aură perfectă. Deci fiecare dintre noi, chiar și un vindecător, chiar și o persoană care lucrează foarte mult în vindecare și, să zicem, un medic care s-a dezvoltat foarte mult din punct de vedere spiritual, da? Trebuie să știi că are o aură, dar nu tot timpul este verde. Că, apropo, este verde aura unei persoane care este foarte ridicată, care este sus din punct de vedere spiritual. Nu totdeauna este verde. Poate să fie, adică poate să ai momente în zi când ea este perturbată, dar suntem într-un permanent... într-o permanentă hemodinamică. Și așa și este pe aparatele mele de fizică cuantică. Trebuie să știi că niciodată două măsurători nu sunt la fel. Adică dacă măsurăm corpul energetic, de exemplu, acum, peste o jumătate de oră este altă măsurătoare, chiar dacă n-am făcut nimic. Deci arătăm diferit, sunt într-o permanentă schimbare, suntem un fel de cameleon energetici, ca să înțelegi. Unde ai instalat prima dată aceste aparate? Unde ai avut prima dată cabinetul și cum au fost primite de către pacienții tăi toate aceste lucruri? Deci unde ai consultat, unde consulți și acum și unde te putem găsi? Deci am consultat timp de 10 ani de zile în Pitești, da? Unde acolo am înființat primul cabinet de medicină holistică, declarat oficial, și am emis foarte multe emisiuni pe YouTube, cam 3000 de emisiuni despre medicina holistică, în care am vorbit colegilor mei medici și de asemenea pacienților mei despre această metodă energetică de vindecare, care este în primul rând o metodă naturală și este o metodă vibrațională și este bazată pe cercetări de fizică cuantică, adică eu lucrez cu aparatură germană, lucrez cu aparatură elvețiană, lucrez cu aparate care sunt oficiale, recunoscute în, să zicem, în Departamentul Sănătății din România și din internațional, deci totul este oficial. Și de asemenea, după aceea m-am gândit că ar fi bine să duc acest lucru la nivelul întregii țări și am ajuns în București printr-o conjunctură a vieții mele, alături de fiica mea care este în București, și am de gând să dezvolt această metodă, că e o metodă de fapt de vindecare naturală și energetică. Foarte, cu rezultate foarte bune, trebuie să știi. Am niște rezultate extraordinare și mă încântă acest lucru, deoarece pacienții se simt bine și vreau să dau asta cât mai multor oameni.